Vă invit acum să deschideți cuvântul Domnului la Psalmul 42. Vom citi versetele 5 la 7 din Psalmul 42 și voi citi traducerea nouă și o să vedem de ce. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și ești frământat în lăuntrul meu? Pune-ți speranță în Dumnezeu, pentru că iarăși îl voi lăuda. Fața sa este mântuirea. Dumnezeul meu, sufletul meu este mâhnit în lăuntrul meu. De aceea îmi amintesc de tine din țara Iordanului și din Hermon, din muntele Mițear. Un adânc cheamă un alt adânc, la vuietul căderilor tale de apă. Toate valurile tale și talazurile tale au trecut peste mine. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, aceste cuvinte ale fiilor lui Core, autorii Psalmului 42, sunt deseori citite pentru mângâiere, pentru îmbărbătare, pentru aceia care trec prin încercări. Cine citește cu atenție acest psalm poate să observe aceste două lucruri care merg în paralel. Sufletul omului amărât, întristat, încercat și Dumnezeu. Sufletul în dependență de Dumnezeu. Sufletul în nevoie apelând la Dumnezeu. Și este important să observăm lucrul acesta pentru că unul din termenii pe care autorii fiii lui Core îl folosesc aici este ebraicul tehom. Tehom. Cornilescu traduce val. Versetul 7. Dacă vă uitați în traducerea Cornilescu, un val cheamă alt val la vuietul căderii apelor tale. În traducerea nouă, însă, tehom este predat și redat ca adânc. Un adânc cheamă alt adânc când valurile tale trec peste mine. Traducerea englezească folosește termenul adânc. M-am uitat în traducerea Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Române, deci în varianta oficială a Bisericii Ortodoxe Române, și traduce în felul următor. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor tale. De ce este important să observăm lucrul acesta? Este important pentru următorul lucru. Când valurile încercării vin, când talazuri, valuri puternice se ridică împotriva ta sau împotriva mea, împotriva noastră, când furtuni de nedescris pe ceea ce noi numim marea vieții, în cursul vieții, vin peste tine și peste mine, sufletul meu și sufletul tău devine ca un adânc, dar un adânc gol. Un adânc plin de lipsuri, plin de nevoi. Și atunci sufletul tău sau sufletul meu vrea să se lege de ceva mai puternic decât el. Și de ce fiul lui Core folosesc o expresie extraordinară în care îi spun în felul următor. Un adânc cheamă alt adânc. Cu ce scop? Cu următorul scop. Pentru că tot timpul în psalm sufletul este legat de Dumnezeu, intenția din partea Duhului Sfânt a fiilor lui Core este aceasta. Un adânc, sufletul meu gol, adâncul de jos, în necazuri cheamă pe celălalt adânc, adâncul de sus, care este Dumnezeu. El este un adânc plin. De ce credeți că spune Apostolul Pavel în Romani? O adâncul bogăției, înțelepciunii
și cunoștinței lui Dumnezeu. Cine poate să pătrundă toată înțelepciunea lui? Deci avem două adâncuri. Unul de jos, care este gol, și este sufletul tău și este sufletul meu. Și avem un adânc de sus, sună ciudat, nu? Dar frumos, pentru că e biblic. Un adânc de sus este adâncul cel mare, Dumnezeu, dar un adânc plin. El este plin de toată adâncimea înțelepciunii, de toată adâncimea priceperii, de toată adâncimea puterii, de toată adâncimea dragostei. La un moment dat va spune și am să vă arăt pasajul când va zice cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt, prin Pavel, ca să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este înălțimea, adâncimea, lățimea și lărgimea dragostei lui Dumnezeu, pentru că El este un adânc de necuprins, dar unul binecuvântat. De aceea, în această seară, în concluzia serviciului divin, în concluzia închinării noastre, voi veni în fața dumneavoastră pentru îmbărbătare, pentru ridicare, cu un mesaj pe care l-am intitulat Chemarea adâncului. Chemarea adâncului și nădăjduiesc că la concluzia mesajului din această seară vom veni în fața lui în rugăciune, adâncul sufletului tău, lipsa aceea profundă, care este ca un adânc de care nu-i mai dai capăt, va fi umplută de adâncul cel mare, de Dumnezeu, datorită bogățiilor pe care le are și bucuriei pe care o are de a satisface orice viață, orice suflet. Și în primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, sufletul omului, un mare adânc. Sufletul omului, un mare adânc. Un adânc, sufletul, cheamă un alt adânc, pe Dumnezeu. Sufletul este parte din om și omul este trinitar. În paginile Sfintelor Scripturi, sufletul, pe lângă trup, este sinonim cu viața. Matei 16:26. Este sinonim cu personalitatea. Luca 9:24-25. Este sinonim cu conștiința de sine, 1 Timotei 2:6. Sufletul este considerat în Biblie inima omului și de asemenea omul lăuntric, Luca 21:19, 1 Petru 2:11. Datorită faptului că este omul lăuntric, sufletul are percepție, are reflecție, are dorințe și are și simțuri. Matei 11:29, Luca 1:46 și 2:35. Sufletul este centrul vieții. Fiind departe de Dumnezeu, fiind lipsit de prezența lui Dumnezeu, exact așa cum spun fiii lui Core, sufletul se comportă ca un adânc gol, în care este nevoie să fie pus ceva și să satisfacă acest suflet. Și dacă sufletul tău și sufletul meu devine ca un adânc, ca un ocean, dar fără apă, adâncul celălalt, cel mai mare care este Dumnezeu, este un ocean în care sunt toate bogățiile cosmosului. Și Dumnezeu, din adâncul său, din adâncul bogățiilor lui, poate să satisfacă orice dorință, orice nevoie, poate să te umple de orice binecuvântare, și o și face, pentru că dorința lui Dumnezeu este să facă acest lucru. Și hai să ne uităm cum se comportă sufletul omului ca mare adânc. Sufletul omului e un adânc pentru nevoi de tot felul. Pentru nevoi de tot felul. În acest psalm 42, versetul 1 și 2 spune cuvântul așa. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Versetul 2. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Sufletul, cum am spus, sufletul omului este un adânc pentru nevoi de tot felul. În primul rând, să o luăm așa cum ne stă nouă în obicei, nevoi materiale. Uitați-vă din nou în Psalmul 42, versetul 1. Cum dorește un cerb izvoarele de apă. Apa este materială, nu? Așa te dorește sufletul meu. Sufletul știe un lucru, că fiind în trup, pus în trup de către Dumnezeu, este influențat de trup. Și dacă trupul lui îi merge bine, și sufletul lui merge bine. Sufletul știe lucrul acesta. Dacă vă uitați în Psalmul 32, această interrelație între trup și suflet este foarte plastic redată de David. David a păcătuit. A păcătuit groaznic împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui și a casei lui. A căzut în adulter.
Și a ascuns lucrul acesta. Și apoi David spune următorul lucru. Câtă vreme am tăcut, câtă vreme nu mi-am mărturisit păcatul, toate oasele mele gemeau, sufletul meu tânja. Dar pentru că sufletul ascundea ceva, s-a răsfrânt asupra trupului și trupul de asemenea s-a răsfrânt asupra sufletului, pentru că David s-a îmbolnăvit. Și sufletul știe lucrul acesta, de aceea are dorințe materiale, nu că se folosește de ele, ci are dorințe materiale pentru binele tău și pentru binele meu. Pentru că știe acest lucru, dacă ești sănătos și sufletul îi merge bine. Dacă ai tot ce trebuie și sufletul este în pace, pentru că cele cinci simțuri ale trupului influențează sufletul. Influențează și cunoaștem foarte bine lucrul acesta, Psalmul 32, versetele 3 la 5. Sufletul are nevoi spirituale, pe de altă parte. Versetul 2 din Psalmul 42. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Observați lucrul acesta? Sufletul însetează după Dumnezeu. În Eclesiastul capitolul 3 cu versetul 11, cuvântul Domnului prin înțeleptul Solomon spune că Dumnezeu a pus în om dorința după eternitate. Dar observați, un suflet care a fost cât de cât atins de harul lui Dumnezeu, nu-l dorește pe Dumnezeu. Pentru că dacă îl dorește pe Dumnezeu, dorește orice Dumnezeu. Și de ce lumea este plină de religiozitate? De ce lumea este plină de oameni care cred că asasinând pe alții, cum fac fasciștii islamici, prin aceasta fac o slujbă lui Dumnezeu și devin martiri, ei sinucigându-se? Psalmul 42, fiul lui Core, spune așa, sufletul meu tânjește după care Dumnezeu? Dumnezeul cel viu. Dumnezeul cel viu. Și este un singur Dumnezeu viu. Este Dumnezeul Scripturilor. Este Dumnezeul lui Israel și este Dumnezeul Bisericii. Și de aceea aș vrea să notezi lucrul acesta și să-l pui în conștiința ta. Sufletul tânjește, dar sufletul tău, dacă tânjește, dacă în el este un gol, golul acesta imens care este în sufletul tău, nu poate fi acoperit de Dumnezeu. Că atunci devii păcătos, devii criminal, devii nesuportabil pentru societate. Însă dacă sufletul tău tânjește după adâncul cel mare, care este Dumnezeul cel viu, sufletul tău capătă liniște, capătă pace, capătă bucurie. Sufletul tău devine în tine o personalitate în care poți să te pleci la semeni, să slujești pe semeni, să slujești pe Dumnezeu și să fii util în această slujire a lui Dumnezeu. Numai atât. Sufletul omului este un adânc sau un ocean al tuturor posibilităților. Da, fiind sinonim cu inima, toate posibilitățile sunt în suflet. În Psalmul 64 cu versetul 6, partea finală, cuvântul spune așa: o prăpastie este lăuntrul meu și în inima mea. Deci este un adânc, o prăpastie. Haideți să vedem câteva lucruri care sunt posibile, doar cinci am să enumer. Există posibilitate pentru dragoste în sufletul tău. Ioan 3 cu 16, de asemenea Coloseni 3 cu 14. Mai presus, îmbrăcați-vă cu dragoste. Există această posibilitate ca sufletul tău să se încarce cu dragoste. Există posibilitate pentru bine. Galateni 6 cu 10, să facem bine la toți oamenii și mai ales fraților în credință. Există în sufletul tău și al meu posibilitate pentru simțire reială și de asemenea decentă pentru semenul nostru. Coloseni 3 cu 13, îngăduiți-vă unii pe alții. Roman 12 cu 17, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Și înaintea lui Dumnezeu, de asemenea, există în suflet posibilitate pentru rău. Proverbe 6 cu 11, cuvântul Domnului spune că Domnul urăște inima care urzește planuri rele. Există posibilitate în suflet pentru toate lucrurile. Matei 12 cu 35, Iisus Hristos spune aceste cuvinte: omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a cui? A inimii sau sufletului său. Dar omul rău scoate lucruri rele din visteria, din banca, dacă vreți, rea a inimii lui. Există această posibilitate pentru suflet, pentru că, repet, înțelege, este frumos cuvântul Domnului, sufletul omului este un adânc mare, dar un adânc fără de Dumnezeu fiind, este gol de toate lucrurile și se poate umplea atunci de răutate. Pe de altă parte, o a treia direcție, sufletul omului este un adânc sau un ocean al responsabilităților. Dumnezeu ne-a chemat să fim responsabili. Pentru că sufletul este nemuritor în relația lui cu Duhul din noi. Este nemuritor. Și datorită acestui fapt, sufletul tău, sufletul meu, deci viața ta, viața mea, personalitatea ta, personalitatea mea, omul lăuntric,
Acela care stă în fața lui Dumnezeu este responsabil. Tu și cu mine suntem responsabili. Notați aceste responsabilități. Păstrează scărarea vieții curată. Psalmul 119 cu versetul 9. Iubește-ți familia și ai grijă de ea. 1 Timotei 5 cu 8. Dacă nu poate cineva de grijă de ai săi și mai ales de cei din casa lui. De cei din casa lui. Soție, soț și copii. Așa. Aceasta mai întâi. Spune, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios, decât un păgân. Nu este rău să fii necredincios? Este mai rău, este și mai rău să fii mai necredincios? Este și mai rău, dacă n-ai grijă de cei din casa ta. Altă responsabilitate, alege azi pe cine să slujești, Iosua 24 cu 15. Schimbă-ți atitudinea azi. Ești responsabil de pocăința ta. Marcu 16 cu 16. Ești responsabil de faptele tale, Galateni 6 cu 7. Ești responsabil pentru cuvintele tale, Matei 12 cu 37, pentru că în acest pasaj spune fiecare va fi găsit vinovat sau nevinovat din cuvintele pe care le rostește și nu uitați, cuvintele vin din suflet, din inimă, din personalitate. Iată deci, pe scurt, sufletul omului este un mare adânc. Și când încercările vieții vin peste sufletul tău, o lipsă financiară, o relație de familie șubrezită, sănătate șubrezită, relații cu prietenii șubrezite, școala, stresul vieții, o boală, când toate lucrurile acestea coboară peste tine sau peste mine ca un val puternic, așa cum spune aici în acest psalm, atunci sufletul tău devine un adânc, tânjește după ceva și tânjește după un alt adânc. După un adânc care este plin de ceva. Adâncul acesta este Dumnezeu. De aceea, în al doilea rând, Dumnezeu marele adânc. Dumnezeu marele adânc. Este Dumnezeu adânc? Este. Haideți să ne uităm la două, trei lucruri. Dumnezeu este adânc în gândirea sa. Este foarte adânc în gândirea sa. Psalmul 92 cu versetul 5, auziți, cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile tale. Poți tu să pătrunzi gândirea lui Dumnezeu? Pot eu să pătrund gândirea lui Dumnezeu? Dar frânturi din această gândire ne sunt revelate nouă. Și una din gândirile lui Dumnezeu, din gândurile lui Dumnezeu, unul din gândurile lui Dumnezeu pe care noi ne amintim mereu în biserică, poate că în seara aceasta, ori în ziua de astăzi, nu știu când te uiți la internet, vei pricepe într-o manieră diferită lucrul acesta. Unul din gândurile lui Dumnezeu este acesta, Ieremia 29 cu 11. Căci eu știu gândurile mele cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace. Nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Dumnezeu se gândește la tine spre bine. Se gândește la mine spre bine, pentru că vede că eu sunt gol, te vede că ești gol, vede că nu este nimic în tine, nimic bun, așa cum va spune unul dintre autorii Sfintelor Scripturi. Dar Dumnezeu este bun absolut. Este plin de îndurare, bogat în bunătate, adânc în gândire. Și când se gândește la tine, nu se gândește să-ți rupă picioarele, să-ți rupă oasele. Ar putea o face, nu trebuie să coboare la tine, să spună un cuvânt. Imaginează-ți acest lucru, acest adevăr. Când s-a uitat Dumnezeu în jurul lui, Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt, nu era nimic. Nu era nimic. Și în marea lui putere, adâncul cel mare numit Dumnezeu, a zis să fie. Și nimicul a ascultat. Nimicul a ascultat și nimicul a devenit ocean și nimicul a devenit planete și nimicul a devenit soare și nimicul a devenit iarbă și nimicul a devenit pom și nimicul a devenit animale și nimicul ai devenit tu și eu. Este suficient să spună un cuvânt și te poate nimici, mă poate nimici, dar Dumnezeu nu ne-a creat ca să ne nimicească, ne-a creat pentru că ne iubește și te-a creat fiindcă te iubește. Ești al Lui și când se gândește la tine Dumnezeu, se gândește la tine spre bine. Ieremia 32 cu 41, mă voi bucura să le fac bine. Dumnezeu este adânc în gândirea sa. Nu putem pătrunde această gândire. Degeaba se laudă teologi, degeaba se laudă filozofi, degeaba se laudă oameni de știință că au găsit și că știu toate lucrurile. Nu poți pătrunde gândirea lui Dumnezeu, dar cu siguranță gândirea lui este spre binele tău și spre binele meu. Dumnezeu este adânc în dragostea sa.
Uitați-vă acum la acest verset din Efeseni 3 cu 16 și apoi 18 la 19. Spune Apostolul Pavel: și îl rog pe Dumnezeu să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos. Cât de adâncă este dragostea lui Hristos? Cât de adâncă este dragostea lui Dumnezeu? Am spus, Dumnezeu este adâncul cel mare. Cât de adâncă este dragostea Duhului Sfânt? Este așa de adâncă că pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu s-a coborât la noi ca să ne iubească, să ne mântuiască. Pe când eram noi încă fără de putere, s-a coborât la noi să ne dea putere din Duhul Său cel Sfânt. Pe când eram noi buni pentru focul iadului, Dumnezeu s-a coborât să ne umple de focul dragostei Lui. Pricepe în seara aceasta, pricepe în ziua de astăzi. Dragostea Lui este extrem de adâncă, extrem de profundă. Am putea trăi etern pe pământul acesta și nu vom putea descrie adâncimea dragostei Lui. Adâncul cel mare, cel binecuvântat, El este plin, este Dumnezeu, El întotdeauna este plin de dă peste El, mărit să fie numele Domnului. Și în adâncimea Lui, așa de mare, El iubește pe toți oamenii, iubește pe cei de neiubit, așa cum te-a iubit pe tine și m-a iubit pe mine. Zilele acestea s-a anunțat la știri, de exemplu, ca să înțelegem, că generalul panamez Manuel Noriega va fi eliberat după 17 ani și jumătate din închisoare din Florida. Abuz de putere, afemeiat, droguri, bani murdari, spălare de bani, asasinate politice, tot ce este rău, sufletul lui un adânc din acela rău de tot. Ei, Dumnezeu s-a coborât la Manuel Noriega în închisoare și Manuel Noriega este frate cu mine și este frate cu tine, pentru că Dumnezeu l-a născut din nou. L-a născut din nou. Și dacă este aici Manuel Noriega, și cred că este, Dumnezeu îl poate naște din nou. Îl poate face copil al Său. Se coboară în sufletul tău și tu devii binecuvântat de Domnul. Dumnezeu este adânc în resursele Sale, nu numai în gândirea Sa, nu numai în dragostea Sa. Haideți să vă uitați, am să vă citesc câteva. El este bogat în bunătate, Psalmul 103 cu versetul 8. El este neîntrecut în iertare, Isaia 43 cu 25. El este inegalat în bunătate și în durare, Psalmul 103 cu 8. El este unic în iubire, Ioan 3 cu 16. El este absolut în putere, Isaia 63, 1 la 6. El este fără asemănare, Isaia 40 cu 18. El este viu în vecii vecilor, Apocalipsa 1 cu 17 la 18. El este aproape de tine și de mine, Matei 28 cu 20. El este binevoitor, Ezechiel 20, 1 la 22. El este etern, Psalmul 90, versetul 1 la 2. El este abordabil, Proverbe 8 cu 17. Pe cine mă caută cu tot din adinsul, mă las găsi. El este totul în toate, Exod 3 cu 14 la 15. Cine poate fi îndeajuns ca să descrie pe Dumnezeu? Eu nu sunt. Este adânc Dumnezeu. Un adânc cheamă alt adânc. Atunci când încercările vin, când problemele vin. Deci, haideți să ne uităm în al treilea rând la aspectul practic. Un adânc cheamă alt adânc. Repet, sufletul omului este un adânc mare, dar este adâncul de jos, este gol. Dumnezeu este adâncul cel mai mare, dar este adâncul plin. Romani 11 cu 33, vă citesc acest pasaj ca să se imprime în mintea fiecăruia și să înțeleagă bine Scriptura. Aceasta este descrierea lui Dumnezeu. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Hai să ne uităm la noi, la adâncul de jos. Ești neiubit. Ești neiubită, ești neînțeles, ești neînțeleasă, ești neacceptat, ești neacceptată, ești neglijat, ești neglijată, ești ignorat, ești ignorată, ești ridiculizat, ești ridiculizată, ești umilit, ești umilită, ești bruscat, ești bruscată, ești îndepărtat,
ești îndepărtată, ești batjocorit, ești batjocorită, ești neîndreptățit, ești neîndreptățită, ești înșelat, ești înșelată, ești bolnav, ești bolnavă, ești alungat, ești alungată, ești manipulat, ești manipulată, ești mințit, ești mințită, ești amânat, ești amânată, ești disprețuit, ești disprețuită, ești amenințat, ești amenințată, ești lovit din toate părțile, ești lipsit, ești lipsită, ești fără pace în suflet, în casă și în viață, ești uitat de toți ca un mort, cum spune Psalmul 31 cu versetul 12. Omul, sufletul omului este un adânc gol, gol. Dar în concluzie, în această seară ne vom uita la patru adâncimi, la patru adâncimi, patru adâncuri ale sufletului în care prezența lui Dumnezeu se vede atât de bine și mă gândesc că aducându-le în fața ta, în mod practic, în fața noastră tuturor, cuvântul Domnului îți va vorbi cu mai multă convingere și vei putea veni apoi cu sufletul tău răvășit, cu viața ta răvășită, cu familia ta răvășită, cu stresul tău, cu starea ta, cu sănătatea ta, înaintea celuia care se poate înclina spre tine, ca un pahar plin și să torne în sufletul tău gol din adâncimea bogăției lui. Primul lucru pe care aș vrea să-l amintesc este adâncul dezorientării. Adâncul dezorientării. Toate aceste patru pe care vreau să le menționez practic la încheiere sunt în Psalmul 107. Psalmul 107, versetul 6 și 7. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El a izbăvit din toate necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. Este vorba de Israel. Este vorba de Israel în pribegie. Oamenii sunt dezorientați în lumea de astăzi. Foarte mulți spun, nu mai știm ce să credem. Sunt atâtea religii. Inima lor, sufletul lor este un adânc. Un adânc, înseamnă un adânc plin de dezorientare. Când ești într-o astfel de situație, când nu știi ce să faci, oare trebuie să mă pocăiesc? Oare trebuie să mă împac cu Dumnezeu? Oare trebuie să ascult de Evanghelie? Oare trebuie neapărat să împlinești ce spune Scriptura? Și mulți din neștiința lor nu pot să-i acuz pe oameni în ignoranța lor, spune, oare trebuie să intru în secta asta? Pentru că așa numesc Biserica lui Hristos, ca să mă fac și eu, să mă pocăiesc și să încapăt și eu mântuirea? Oare trebuie și eu să profetez în felul acesta? Oamenii sunt dezorientați. Și dacă ești dezorientat, cuvântul Domnului spune, aceasta este o strâmtorare sufletească, neștiință. Și spune cuvântul Domnului, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Și ce s-a întâmplat cu ei? El i-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. Și drumul cel drept nu trebuie să se numească neapărat penticostalism sau baptism sau creștin după Evanghelie. Drumul cel drept este Iisus Hristos. El a spus, eu sunt calea. Eu sunt calea. Drumul cel drept este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este o candelă, este o lumină pe cărarea mea. Dacă vrei să fii sigur că trebuie să te duci pe drumul cel bun, deschide cartea, deschide cuvântul. Dacă vrei să știi după cine trebuie să mergi, nu merge după mine, nu merge după biserica aceasta, ci mergi prin credință după Iisus Hristos. Și te va duce aici. Yes, why not? Du-te după Iisus Hristos. Adâncul dezorientării. Apoi este adâncul robiei personale. Tot în Psalmul 107, versetele 13 la 14. Atunci, din nou, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Oameni robiți, legați cu tot felul de lanțuri, patimi, obiceiuri, legi și tradiții de care oamenii nu vor să scape, sunt și în biserici. Frați și surori, lucrul acesta face ca sufletul să fie într-un gol periculos. Este o strâmtorare sufletească. Însă cuvântul Domnului spune, rezolvarea este rugăciunea. În strâmtorarea lor și în situația aceasta, Israel a strigat către Dumnezeu. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit din toate necazurile lor. Și cum spune, i-a scos din întuneric
Deci când ești robit, ești în întuneric, din umbra morții și le-a rupt legăturile. Orice patimă, orice legătură cu moartea, cu neascultarea, cu rebeliunea, cu umblarea în necredință de parte de cuvântul Domnului, poate să o schimbe și să o transforme, să o rupă Dumnezeu prin puterea sa. El este adâncul cel mare care te eliberează, pentru că atunci când El te umple, când îți umple sufletul cu prezența Lui, devii liber. Și cum spunea Iisus Hristos, și dacă Fiul te face liber, ești liber cu adevărat. Dacă Duhul Sfânt te face liber, ești liber cu adevărat. Apoi este al treilea aspect, adâncul suferinței trupești. Din nou Psalmul 107, versetele 19 la 20. Din nou, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El a izbăvit din necazurile lor. Necazul, valul, a trimis cuvântul Său și a tămăduit și a scăpat de groapă. O, slăvit să fie Domnul! El ne-a trimis cuvântul Său și în seara aceasta. În strâmtorarea ta, când sufletul tău este un gol, un adânc, aș vrea să te încurajez să strigi către Domnul. Poate vei zice, eu nu m-am rugat niciodată, eu n-am ieșit niciodată în față. În biserica noastră nu se obișnuiește. Dar nu aceasta este important, ce se obișnuiește în biserica voastră sau în biserica noastră. Important este ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, toate nevoile voastre. Și dacă nevoia mare cu care ești în seara aceasta, pe lângă mântuire și pe lângă direcție, este sănătatea în trup, în suflet și în duh, cuvântul Domnului spune așa, El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și a scăpat de groapă, i-a vindecat. El a trimis cuvântul Său bisericii Emanuel. Și te poate izbăvi și te poate scăpa în seara aceasta. Avem atâtea experiențe și atâtea mărturii în mijlocul nostru. Avem atâtea experiențe și mărturii pe drumul de misiune. Dumnezeul nostru lucrează pentru că noi slujim un Dumnezeu viu. Și de aceea va lucra și în seara aceasta. Și apoi, cel de-a patra situație este adâncul mării și furtunii din viața ta. Psalmul 107, versetele 28 la 30. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Și El a izbăvit din necazurile lor, a oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. Nu-i frumos lucrul acesta? Este foarte frumos. Și repet, poate viața ta este o furtună puternică. Valuri mari sunt în viața ta. Dacă vă uitați în continuare în psalmul acest 107, cuvântul Domnului spune felul următor. Căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Căci El a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fer. De aceea, cei ce au fost izbăviți să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El este Cel ce preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de apă. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate de locuit. Însemânțează o ogoare, se dezvii și le mănâncă rodul. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, El vasă disprețul peste cei mari și îi face să pribegească prin pustiu fără drum. Dar ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș. Glorie Domnului! Ridică pe cel izbăvit, izbăvește pe cel nevoiaș. În concluzie, aș vrea să te invit să te cobori în sufletul tău. Cum arată sufletul tău în momentul acesta? Este un adânc? Un gol? Este o lipsă imensă acolo. Este o nevoie imensă acolo în sufletul tău. Este un zbucium imens. Și pentru că încercarea te-a prins și te apasă și pentru că valurile vin unul după altul, cuvântul Domnului spune atât de frumos și atât de plastic aici în acest psalm și îmi place expresia, un adânc cheamă pe celălalt adânc. Adâncul sufletului meu, adâncul sufletului tău, golul acesta, cheamă pe adâncul cel mare, care este Dumnezeu. Poate nu ești obișnuit cu această expresie despre Dumnezeu.
Dar orice descriere corectă despre el este aceasta: o, adâncul bogăției. Bogat în bunătate. Bogat în putere. Plin de răbdare, de îndelungă răbdare. Bogat în înțelegere. Bogat în toate lucrurile, ca să umple golul tău. Și el niciodată nu se epuizează, pentru că el rămâne același, ieri, azi și în veci. Un adânc pe care nu-l putem descrie. Și fiindcă este așa de bogat și poate să aibă grijă de oricine îl caută. În seara aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, în ziua de astăzi la internet, chiar dacă a doua zi vă închinați împreună cu noi, fiind seara aici în California, dimineață, de vreme în Europa, în Australia, chiar dacă mâine vă veți închina Domnului, când auzi mesajul, mesajul este același și astăzi și mâine. Dumnezeu este același și astăzi și mâine și întotdeauna. Și dacă este vreo nevoie, vreun gol în sufletul tău, pleacă-te acolo în fața internetului, în fața computerului, în fața televizorului, pleacă-te acolo în genunchi. Așa cum spunea cel frate evreu, cântăreț, vă duceți aminte? Care a terminat conservatorul la Chișinău, a cântat pentru cei mari. N-a fost, nu de mult a fost în mijlocul nostru și a cântat aici în mijlocul nostru, cred că cu Naiu. Și a spus, mă pregăteam să mă duc la concert. Aveam tot ce-mi trebuiește, frate Gog. Era duminică dimineața, eram în baie și mă bărbeream. Și atunci glasul Domnului suna la micul samaritan la radio și v-a folosit pe dumneavoastră, pe mine. A vorbit de inima omului, dar ați vorbit atât de bine încât tot ce ați vorbit a fost inima mea. Acolo în baie n-am terminat de bărberit, m-am pus pe genunchi în baie și m-am rugat împreună cu dumneavoastră și am încheiat din ziua aceea orice relație cu lumea. Evreu, dar Dumnezeu m-a mântuit. Asta a coborât în sufletul meu și în duhul meu și astăzi sunt copilul lui să cânt bunătatea lui și să vestesc bunătatea lui. Și așa lucrul face și cu tine, Dumnezeu. Glasul Domnului este proaspăt oriunde și în orice vreme. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, cei ce suntem în biserică. Dacă tu ești acolo la computer sau la televizor sau unde urmărești, să nu-ți fie greu să te pleci în fața Domnului. Și dacă sufletul tău este un gol, un adânc profund, nu mai găsești liniște, nu mai găsești pace, nu mai găsești și înțelegere, nu mai găsești bunăvoință, nu mai găsești speranță, nu mai găsești sănătate, nu mai găsești nimic, pentru că este gol, adâncul tău este gol. Cunosc un adânc mai mare. Numele Lui este Iisus Hristos. Numele Lui este Tatăl Ceresc. Numele Lui este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El te poate umplea de orice bunătate, de orice îndurare, de orice vindecare, de orice binecuvântare. Te invit în numele Domnului Iisus Hristos, vino aici în față, pentru că vrem să concludem cu rugăciune. Dacă adâncul tău este nevoie de mântuire, El te mântuie în seara aceasta, schimbă păcatul tău și te face un copil al Său. Îndrăznește și vin în față în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă nevoia ta, adâncul tău este vindecare divină, Iisus Hristos, bogăția Lui, are duc de viață, are duc de putere să-și supună toate lucrurile. Dacă adâncul tău, golul tău, este nevoia de pace în casă, vino aici, pentru că Dumnezeul pe care îl vestesc este Dumnezeul păcii. El are o pace despre care spune prin profetul Isaia, o, de m-ar asculta Israel, atunci pacea lui ar curge ca un râu, o, slăvit să fie Domnul. El are râu și un râu bogat, un râu adânc, un râu de binecuvântări. Că adâncul tău, nevoia ta, este de orice altă natură, fie ea sufletească. Veniți mai în față, veniți mai în față, veniți cât mai în față, cât aici, până aici la worshiping, până aici la worshiping, pentru ca să fie locuri pe culoare. Veniți, vă rog, frați și surori, îndrăzniți că nu veniți în fața noastră, veniți în fața lui Dumnezeu. Indiferent care este adâncul tău, indiferent care este adâncul tău, adâncul cel mare, Dumnezeu are grijă de toate nevoile tale. Poate să sune oceanele, poate să sune mările, poate să vină toate valurile, toate talazurile,
Dumnezeu liniștește și potolește orice ce furtună. Și o face cu multă, cu multă, cu multă bucurie. De aceea te încurajez. Vino. Dă-i voie lui Dumnezeu să se ocupe de tine, de viața ta, de sufletul tău. De ce să mergi răvășit acasă? De ce să mergi lipsit de pace? De ce să mergi lipsit de mântuire? Haideți mai în față, mai în față, mai în față, mai în față. Urcați, urcați pe scări, urcați pe scări. Nu vă punem să cântați, vă punem să vă rugați. Haideți, haideți, mai în față, mai în față. Dați voie cât mai multora să-și deschidă sufletul către Domnul, să-și deschidă inima. Veniți, veniți, mai sunt locuri și pe partea aceasta, și pe partea mea dreaptă, și pe partea stângă. Mai există loc, mai există loc. Este o seară binecuvântată și o vreme binecuvântată de Domnul, ca să-ți dea îndurarea Lui, să-ți dea bunăvoința Lui, să te facă ca sufletul tău să se simtă bucuros, să se simtă în pace. Ori poate știi pe cineva, aproape ție, casei tale, dintre prietenii tăi, care are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să te ridice, poate să ridice sufletul acela, ființa aceea, casa aceea. Adu-i, adu-i în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Haideți, în timp ce cântăm cântarea aceasta care exprimă exact starea inimii tale, oceanul, adâncul din sufletul tău, El poate să liniștească. Haideți, în numele Domnului Iisus Hristos.